ceva în curs cu ei, răcoare. Eu am unul mic în procurație, dar și l-ai primit. De 2 ani stai în poziție. Și n-ai alt casă, numai cortul, vrei să vii, trăiești în cort, în centru? Păi ieșirea asta. Dar unde stăteai până amul? La Hockey. La Halte? Halte. La azilul acela pentru persoane fără... Sunt în garajul pe care... La bicicletă de unde ai, văd că nici frâne nu prea ai la ea. Mergi fără frână? Pui piciorul sau cum? Dă-i pașe, nu mai filmat, că Cristi tot mi-a filmat o grada dezastru. Asta e procurată nouă, dar câte îmblătură pe la... Pe la, cum se cheamă? Pe la fier uzat, cu tot râi bicicleta asta să notați. A, aduni fier uzat și faci bani din asta? Da, mai duci, mai... Cum, e urât să spui... Asta nu trebuie să scrie, gunoi, știi? Cum se spune? Lucruri ucide. Nu, dar de ce? Muncă foarte necesară, da, sanitar, da, strâng plastic, strâng lemn. Cum se numește aproape? Am cunoscut pe... Cum se în română? Celofan. Are 5 lei kilo. Faci 300 de lei pe zi, duci pe la... Da, las că n-ați iei pozele celea la casa asta, nouă. Apoi îți povestești ce s-a întâmplat cu casa, da? Da, sunt foarte... Aici ați fi pe fotografiile mari. Când faci protest, cheamă-mă și vin și eu. Scot bubuzela, trompeta, megafonul. Acum și protestăm. Cum îl cheamă? Arfianti. Mi-au dat un țuluiac, a plecat. Trebuie să ne întâlnim polarul anul trecut. Era un protest, el greșit data. Olarul tăman a făcut un reportaj acolo în Mahalamela, pe Sărceni. Dar cine e Olarul? Sau cum o cheamă? A, Maria? Maria Olar. Eu am crezut cu un bărbat Olarul. Maria Olar. Maria Olar, știu, da. Eu scos un reportaj foarte interesant acolo, la Sărceni. De-al din anul, de-al de... Pentru mine, ca pentru noi, apropo, linia roșie, exista. Eu venim din Aramat, în aparat în patria chipului în 80. Nu vroia să mai pui la evidență, din chipul. Da, de ce? Păi... Că nu erai din oraș, erai de la țară. A venit o doamnă, cum să o mai chem, era așa o tâmpienie înainte, era carte de imobil. Că dacă pleca la armată, automat nu trebuie să-i scoate, te-ai dus să apel patria, mă scoți la evidență, urăsc. Sneați propiscă, mă rog, eram în rusificată, sneați propiscă. Am eu venit din armată, mă duc să mă pun la evidență. Acolo la... Cum era pe Raiomani înainte, nu mă punea. Trebuie să dovedești, eu asta să eu, că era în altă familie. Nu m-am dus la Republicană aici, pe Șuseva era un băcat. Dovedești, eu asta să eu, că atunci era demolare, nos. Și doar ferești statul pe Gubias, când dă-i ne apartament, chipul. Dar nu mai da, până în ziua de azi. Dar exista linia, dar pentru un an, mă rog, între noi așa, dar mă rog, spui. Pentru noi se linia roșie nu exista, dacă mă rog. Acolo dau de neam cu mări. Dar ce fel de linie roșie? De delimitarea linia, proprietăților? Linia roșie și... există când statul vrei să demoleze. Așa. Asta se cheamă linia roșie. Interzis să construiești, să lăgești, statul vrei să lăgească doina. Am înțeles. Asta linia roșie. Ca și cum e proprietatea publică și acolo trebuie să rămână drum și n-are nimeni voie să construiască până la drum sau până la rețele de încălzire, de apă și tot așa, gaz. Și până ziua de azi, de-amul trecut, de-amul... 40 de ani nu s-au mai demolat, nu s-au mai lăsat doina. Era cum comuniștii ziceau, pe bâc, era așa 30, mai mult, pe bâc ca să meargă, budut, că tira plăci. Da. Era proiect, nu știu unde, la zi oraș, nu mai și era, că arăta cum proiect frumos, cum ți-i s-o? Cum și rușul a spus că până în 2000 se vede pe care cetățean în Uniunea Sovietică să aibă apartament gratis. E fericit, da. Mult era planul. Da, ziceau că o să fie comunismul. Și, dar exemplu, o sumedenie poți să dai. Și în fine, trebuie să întoarcem o leacă. Nu există Uniunea Sovietică, dar tare interesant. Dar așa mult legea despre armată spune că soldații n-au drept de vot. Iată, alegere să fie. Acum cei care se luați în armată n-au drept de vot. Nu-i destul că te exploatează fără să plătească, dar nici nu-ți dă voie să decizi soarta țării în care trăiești următorii 4 ani, nu? Că ieși în jumătate de ani, ieși din armată, dar tu n-ai putut să alegi guvernarea. E ca și lege, Samu. Ca pe timp sovietic. Scotie de la propiscă, a? Dar eu tot mă miras. Dacă mama era într-o familie, znaia, dar și eu vășeliza, eu trebuie să dovedesc că eu sunt feciorul ei. Dar și nu scrie în pașaport, nu scria atunci cu ești feciorul?
Sau numai Mitri că scrie, mă simt. Era sunos. Noi încât s-au primit apartamente pentru șmechirii de astea. Se divorțau. Am înțeles. Se prindeau aparte câte două apartamente, că era legea lucra, legea asta nu lucrează, nu contează, cum se cheamă, înscrierea asta, domiciliu. Înainte, nu numai privatizare, dacă ai participat la privatizare, înainte dacă ieși la evidență, gata, 5, 6, trebuie să primesc acolo. Mă, acum căta de un moșneac la, era strada Costujeni. Căta tot, s-a divorțat, era singur, și trăiem la gază. Intra în voi, tăt, Doamne firești ce făcea acolo. Într-o zi nu a intrat în voie, a scos-o de pe, avea înscriere. Da. Cu un jumătate de an s-a demolat, s-a relogit. Pentru un fleac, dar nu puțin, avem spuneam apartament, dar noi am făcut mama la spital vreo 20 ani. 10 ani a fost când am ieșit din Elovenție. Am trăit la gază, pe la Poșta Vechi, până am uliță în tătii locului, să cine crezi. S-a închinat în țară. Și mă l-am cu legătură. Acum e tot cu legătură. Că m-a dat din oficiu, uite, afară azi, a zis că gata. Legătura cu haine, da? Bocceluț, așa. Grămada cu haine, da, cu lucruri. Pe o afară. Am mult trebuie să le duc în garaj acolo. Închirez un garaj. La un rus că Ivan, 600 de lei. Pinică. Poți să iei un cămin cu 600 de lei. Dar am, dacă am biciclet, am niște scule, am niște nilte. Mai lucrez cu ziua, mai dă un aragaz, câștige, un televizor. Așa, aiurea, trebuie să le... Dar să lucrezi undeva oficial, nu ți-ar da și un cămin, nu putere. Există la stat nimic, a, n-ai puteri de-a mă. Mult am forțat cearnă cu la lucru, bogătașii ăștia, am lucrat cu casa, uite mă mușchi ăștia că ați bătut cu, cum să lucrez, pe ștori bătut. La culacator. Dar cât ai, 50 de ani, cât ai? 60. 60 de ani, aaa. Nu știu de grabă trebuie să ieși la pensie și cred că n-ai nici stagiu, să-ți dea 400 de lei pensie sau cât. Nu, că nu cresc cu ziua, mă stimează oamenii, lucrez bine. Stimează, dar zic de pensie, de stat. În putere, lucrez, dacă am lucrat la șeful unii trei bogătași, de la deal de Politehnic, la Răcanăcă. Nu mă agipane, nu mă agipuri. Păi am 300 de metri, că nu ne-am scos, nu lucrează camera. 300 de metri am lucrat acolo, am curățit bordura. Stradă publică, dar el ești bogătaș, îți folosesc pe urmă. 100 de lei drept când i-au dat, macar. 100 de lei, și este 100 de lei. Pentru o zi de muncă. 100 de lei pui o lusă, dec, sau mai știu ce. Nici la țară nu plătesc așa puțin, în agricultură. Cum zice, un... Ce obiune își cer mai mult. În țara asta, nici nu-ți vine a trăi. El, advocat, cu leapa lui, cu posibilitățile lui, dar eu ce mai zic. Ea că bine că ne hrănești cantina socială la... Acolo, dar pe cine? Statul sau cine? Nu, biserica. A, biserica. Biserica. Care? Asta ortodoxă, pravoslavnică sau vreuna? Da. Eu. Da, dă multă mâncare, da? Măcar nu mori de foame. Îți dă mănânci acolo și în 3 zile. Mai ție striga, mai striga. A. Striga. Apropo, sunt mulți vini care nu merită. M-a zis că așa și spune, bătrâne. Primii care boschetari, care n-au unde dormi să mănânci. Uh-huh. Dar poți să bagi și pune că rămân, două bacuri de mâncare. Și că așa, știem asta, dar spun că dacă mă duc, ne aștept am jurământul să dau la română. Ai obținut cetățenie românească? Da, ne-a acordat. O aport în monitor oficial, o dar trebuie scrisoare. Să depui jurământul. Vine scrisoarea și mi-a spus frații ăștia noștri, m-a spus, eu am crezut, așa, în memoria mea, 3 ani trecut, dacă vine scrisoarea, gata, tot, cum zice și rusul, tot e în urmă, tot problemele. Nu, iar probleme apar, un certificat, programare, mă rog, COVID. Cheltuieli, da. Nu poți să-i duci 6 luni de când ai scrisoarea. Birocrație specială ca să alimenteze corupția. Eu spun că tema, noi chem să vorbim, să mă întâlnesc cu oameni de artă. Eu când vorbesc cu dânsii, pot săptămânile să vorbesc despre a noastră, că eu nu am studie, dar îmi place asta, să le ceva să facă, îndemn. Așa și tema asta. Un cum eu, a plecat de aici, de la bolșevici, n-ați mă crezut așa, în 39. În România? În România. Erau 14 copii al de uncă. Și acolo a fost comunism, din paza 7. Da, acolo se spunea, Doamne, trebuie să pui acolo că ai neamuri aici, și invers aici. Vinea ca turistul, Moș Vasile. Se întâlneau surorile, frații, se întâlneau
În timp sovietic, da? În timp sovietic vine în coașe. Pinti, da. Din România. Dacă erau socialiste, mai exista foi turistice. Aha. Mai vineau prin... Cu viză obținută, pe la Moscova, nu știu cum. Da, dar nu se spunea. Apropo, la ruși, când m-au chemat în Panevėžys, în Lituania eram. Apropo, că mă mândream, libretul militar, oas. Dar știi ce era scris acolo când deschideai? E că acum ați buschitat. Начальник радиостанции. Ты принял 3.80. Э, узеть аша чего? Ляфа, я рала солдат, сваруш. Пизы, салкун, салпилуна, 3.80. Батай дежок. Я принял. Та я ка... Кифла ра 5 копеек. Я рабу про солдату. Одат он здесь дучи ла кафиняу, а солдат с манечи дучи. Я принял 3.80. Кан ла он пар де вин, здесь кидям либрет, шма лаудам ла... Слухи мэр, начальник Dar acum ce este? Dacă acum este când cu ăsta, zemlea în luminatări. Cum zic roșii, naturii. Păi, încărcam radio stanță, el 86, așa mi era slujba. O legam, o zburam deasupra unui sovieci și aveam o mândrie, aparator în patrie, vedeam cu calașnicul, la poză. Dar cum ce, ce am devenit? Da, nu există deja țara. Da, da, da. Dar cum roșii zic istoria sau cum e că de, soldații sovietici primesc 7-8.000 pensia, 9.000. Era un Volodia, m-a decedat, dacă nea, la 9 mai se îmbrăca în formă. O mea pensia 7.000. Nu știu, de aici eu primea din bugetul nostru sau din Moscova. Așa și eu, că soldat eram sovietic, mă mândream la Moscova, m-a primit în Cosumol. Cac veni Cansamolți? Dar atunci așa eram noi, rusificați, în 80. Da, da. Cac veni Cansamolți? Nihărașo! Păi între ea m-am dus în deplasare pe o lună, Matroșca și Șina. Și acolo m-au primit în Cantamol, ștab. Dar învățam jumătate de an în Oginsk, la radist, lecții. Uh-huh. Am făcut specialist, azi că morze este asta. A, știi și cu morze, da? Da, radio, asta, radio telegrafist eram. Primul s-a terminat școala, așa era la ruși. Școala jumătate de an și primul, care la Urșal, care la Afganistan, care la Mongolia, care la China. Eu numește în Panevėžys, în Lituania. Apropo, am văzut ce Europa e un obiect. Civilizația Lituania europeană în Uniunea Sovietică, da. Că văd și civilizația. Acolo m-a făcut de-am o șef de radiostanță, 845. Așa sunt bărbații. Bărbații țin minte până... Cifrele. Dar știi cum vine președintele Lituaniei la Chișinău zilele astea? Sunt întâlnit cu Maia Sandu. Laba Adenas, Laba Zrita Zberniuca. A, știi cât ceva, da? Păi, știu mă, dacă rușii 40 de ani, nu știu, eu 20% am învățat. Cotul nori, ce vrei, mergați, Zberniuca, Laba Zrita, bună dimineața, Laba Adenas, bună ziua, Laba Zvacara, bună seara. Aut. Disogiaru la revedere, cotul nori, ce vrei, aș nori. Și așa am văzut, dar ieșea, ieșea, smăscuți, câteodată sunt oameni, într-o oameni, îi simiez. Гуреш, да вам фирм прибал, ну дьяма Литуане, это магазин. Дайте мне, пожалуйста. Олег, нишну скрипеште, капу, да. Нишну склепеште, иди ной, нишну склепеште, парки ниш греш парень. Ту вам мама, вашры. Зы чего ан лимба та, ши гата анцелечки ешь троин, да, к ну ешь рус. Да, шо ладен ши, да кай тет или ба матерный маска, так он мару цел, да амо, со дизмичит. Atunci era rusul, da, așa de-n fapt. Cred că cu linia roșie, vede la linia roșie, ajungem, ajungem, vorbim și vorbim. Am o iară, de să ne întoarcem de la cine a pornit. Că de ce n-ai casă? Ai zis că îți povestește altă dată de ce n-ai casă. De altă dată vorbim cu tema asta. Când vii cu cortul aici la primărie, îmi grăiești de ce ești în stradă. Da, e mai concret. Acum terminăm. Terminăm chestiunea asta, dar, cum spune, cu script. Eu și dat foc cu mâna mea la casa mea, de exemplu. Cu mâna mea, că mi-e vezi, primești despăgubiri. Asta e casa mea. Da, da. Cum casa mea e de la Doina și un metru jumătate și de castelul lui Busuio Gheorghe. Strada Doina, da? Da, strada Doina. Să vezi ce frumos am acolo, să vă vedea. Să spate e pilot de pe dar nu are rost. Pe eu să fac poză, stați. Cum au zis la inspecția în construcții. Eu întreb, spectajul 4, cu mulți, pe jurist. Zic, cât... Foarte strani țară trebuie.
Cât e distanța după lege? Între două case, între două proprietăți. Sclip eu din ochi și nimeni nu știe. Nu știi ce prevede legea, da? Da. Unul zice când se uită, nu tași. Unul zice că pompierii de ce? Eu dacă am calcat, nu că am calcat, eu n-am calcat nici la ptici când pune 5 ani în urmă amendă, 90 de lei. Iar acolo putem gândi, paradox, eu nu plătesc 90 de lei, dar ne-au pus pentru mine, că mi-au pus niște magnetofoane, copiii erau mici, la tot cu bine. Și pâine copiii, copii, dar el vrea să facă sectoristul, că nu creează, trebuie să pui odată în lună la cineva amendă, nu la armeni, nu la tuși care au, cumpără, vând acolo, plată. Și dau și lui ceva. Și ei nu-ți plată, și ei plătesc, uite, pagă. Îmi pune 90 de lei, eu nu plătesc. Uf, eu nu știu cum a 20, na, nu da 20. Mm. Ai scut, este o lege, dar eu nu tot nu a fost, dar pentru mine a fost. Dacă nu plătești amendă, 90 de lei. 20 de suci, la, cum zice rusul, la parajul, că patrăia asta. Chiar închis, da? Vă-le. Om, chiar, a ieși la înțâncaltă, una, alta, pentru nu știu legii nu-i. Câte nu, da, că chiar infractor, câți infractori, ce fură, ce abuzează. Dacă planșetul furat, anchetatorul la băcan zice, dar nu, nu putem nu-i să-i faci. El are mai multe lucruri. Cum planșetul 2000 de lei și nu-i măsură pentru asta. Încă ei când tu te adresezi la deșe cu cererea, eu nu știu iarăși țară trăimă. Este sumă. Ce vezi interesant dacă o știi. Până la 1700 de lei, dosar penal nu se face. Cum îți vine, nu știu ce se face în țara asta. 1000, eu cred să mă așez aici într-o zi, chiar ca să mă așez. 1000 de întrebări, 1000 de întrebări să te da, de ce, de ce, de ce, de ce. Cum așa? Până la 1700 nu se face după, adică dacă o răzbuți, ceea ce e, nu știu, mobil, nu știu. Știți problema? Știu, știu, știu. Scrie, îi spun, cât coasă un șef tu, mă întreabă de acolo. Zic, nu mi. Nu te scrie, vă trebuie un chitar. Și aici, nu te scrie 1700. Ca să nu fie dosar penal și să nu aibă ei de raportat acolo când nu, când nu l-au căutat. Dacă ne fur roțele la mașină, 5 ani în urmă, au pus-o pe burtă la doina, tot vine Opel grupă, cât prejudice mă tale pui. Mie mai frate roțele. Uh-huh. Eu așa s-o cutiesc în altă. Și zic, tot 1500 de 1000. Și eu dacă dau unii deșepții astea, pe frate, eu dacă dau la procurator mă scoate din lucru. Uite și omul șede jignit, omul despre gubire. Asta cât te poți să fixezi, dar n-ai așa cum tu ai o cameră să fixezi tâmpenia asta așa. Dar apropo, să-i ducem amândoi, amândoi găsim un timp la domnul Ghenadi. Vine și să plângi și să râci și să-l explodiem în caia și cu mama lui. Cum a putut el să scrie, domnul Ghenadi? El se cheamă, nu pompier, salvator. Care el nu pinge în mașină. Cum a putut el să facă decizia cu casa de la Horn, dacă eu n-am dat foc în casă? Coleg, eu nici nu știu cum mai îmbă așa 7 ani pe țara asta. Trebuie să nu înnot, să întrec frutul. Lasă-mă prins, să trec, să nu văd țara asta cum se e la unchiul. Ca că ne-a nimeni 39 fugit la bolșevici și trebuie fericit de viața în Arad. S-a schimbat familia, apropo. Iar suntem eu de ca să nu, regim, să nu afle că e basarabean. N-am fost eu pe o spieță, că eu am frat. Vinișor. Deci eu nu pot, am oia mâine să mă sui, să mă duc. Deci eu, da, pot de... Eu poate nu vreau pe un metru, pe trei luni. Eu vreau, mă duc toată viața la frat să trăiesc. Nu pot. Și de-a mea ești cetățean român. Dar încă n-ai depus jurământul. N-am pus jurământul. Păi, și uite, iar... Ne abate. Cum pot direa așa și de eu am pus a treia zile când ești vinovat, nu vinovat, dar te cheamă a treia zi după incendiu, cum zice rusul, formalist. Cum în română, vine să spune. Formalitate, da. Formalitate. Birocrație. Eu când am luat în pumn, în cap, în masă, în cap, eu chiar ajiu, doctrină, apropo. Pe parte, vine cu o doctrină, dar pe parte, curtiețele erau mai bine dacă el era în viață. Am uia că vinovatul nu-i. Dar sistema tot. El, dar nu... care e problema? El s-a luat pământul, ori suspectez să dați foc la casă? Spune atunci mai detalat. Bine, așteptăm protestul, da.
domnul Ghenadiu Palit, în punct de... Cum ați putut scrieți... Că a luat casă la fond, dacă n-a dat foc în casă, în sop. Uh-huh. Dar dacă eu scris mână, la mână, la gusioc, pe baza asta îl dăm prejudimărale, materiale. Și, încă un moment, tot apropo cu tine să faci un experiment, pentru, dar n-are cum să dovedești, mai grave să fac crime. De la Cucurilor, știi unde Cucurilor să văd? E tot la Poșta Veche, da. Da. De la Cucurilor pe la Doina, pe jos fugi, în 10 minute. Cum a putut îi pazeze minute, lasă și mașina la poartă. Ora scățeau, lumea plânge când îi plăsesc, scățeau din rasă, cu 3-5. Asta ne-a un video care pompierii au scos, ei, după teme, sărătoare, întreba de cine și unul zice, of, cățeau și e ca un om, scrie el, săracă, când avea cum să iasă. Așa la diferă rasă, o ținit, treci până într-o deasă. La alte rasă, de astea, cum se cheamă rasa asta? Blândă, e GPU. Nu vorbim mai. Nu știu, nu contează. Câinele e câine, ființă, da. Păi, și GPU, și eram cândva... Apropo, cânta... Deci ai rămas fără casă cu o arți, ori ți-o luat-o cineva? Apropo, arată la televizor, nu-l test. Ia că am rău... Pare un sat fundat, a fost incendiu, și vine și te uiți pompierii, nu știu cum vin de pe raion, și cum de casă stă. Paradox, aici noi în capitală. Foar stă. Foar, ce poți, și ala, până în drum mașina în drum arsă. Mopedul, și tetuar, documentele, banii, anghie, tetuar. Și amuți a rămas lotul, și ăla cu ruina de casă, sau ce? Bă, nu ruina, noi acolo e o ședie, o casă europeană, o gradă europeană, biserică, dar conform decizii, de căță, s-o lua pe el. A, vecinul ți-a luat lotul. Ia că este un patriot de-a nostru în Londra, pe aici tot. El pistatos o vede pe YouTube. Nu știu ce. Facebook, da, e activ. Pietre Gau. El a venit din Franța, s-a luat de mână, cum ai luat o săptămână aici? Dacă când ne-a scos Cristia, pe el... La primărie. Sunt eu listele ca să ude tăt aici. Eu când a venit Cristia, el era pe acolo, a intrat în video. El a luat de mână și noi mergeam pe aici, la etajul, de-am șteptat și ne salutam. Pe secretarii mai glumim. Apoi, noi mergeam și el zicea, ce zice dreptate, dacă noi ne ducem pe jos la Strasburg, să avem dreptate. Și cel mai interesant, chiar zice eu, da, construit ilegal, da, fără autorizație, fără urbanism, este fără ce. Nu s-a rechizitat de mălar. Acasă e vecinul. Dar cum a ajuns vecinul? Stai uleacă. Busuioc Gheorghe care a luat casă. El nici nu era stăpân acolo. Leu era care a lucrat la primărie, jurist. El lucra la Minescu acolo, la... Cum se cheamă? Cu... PJH, cu... Cum îi rămâne? Administrație locală sau ceva, da, da. Administrație locală. Când te adresa aici, te ascunde și rosul coada între picioare. Te mă nervam tot ce cântam, dar... Ce? Dacă Leu vine, Leu... Aia, la, cum nu mai lucrează. Eu când mă adresam, cu greu. Dar trebuie să gândesc eu dacă ca primărie, jurist, dar și-a luat și de oameni. Nu știți, un băitan în accident, nu nici. Cât i-a făcut el nici, dar era jurist. Am unde eu, adică au cumpărat jumătate cei de casă la noi. Unii și unii, doi mafioși au întâlnit Leu, cu Busuio Gheorghe. Cu făcând să păstărească casă, să de uitat. E să ghede pe YouTube, n-ai văzut? Reportajele am văzut, dar am și uitat de-am. Două etaje pe de casă. Apropo, mama era stăpână, am luat 3 ani, s-o purta vântul de-am câteva. La ziarul de gardă ne ridicăm, noi revenim, vineri, de-am 15 ani revin. La Prostă Vă, eu m-am adresat după mama mai, noi revenim. Peța aud, când au dău Busuio Gheorghe, peța dă eu. El era cu plăcătniuc, era cu mătru, era într-un partid, dacă el așa din alt. Avea vreo funcție ceva sau ce era?
fost anchetător. Am înțeles. Gheorghe Pavă, Gheorghe Pavă. Știi cum vorbea el cu mine, că n-a să mă crez. O să trebuie dovedit, dar eu om simplu să nu port. Când am scris plângeri, știi cum e platat greu? Și toată pișești, mea, dacă scrii o plângeri, am zis, până am ucă păneați, trăiesc, moldovenii, niște vorbe. Rușii, când tu scrii plângeri, te găsește niște boatatașe, și te pișești, te, toate, Maxim Gorki. El română la mine. Ce mă tu scrii, ce e scriitor, ce e Sigur Vieru? El, ofițer, anchetator, dar până în ziua de azi vorbesc, în orice cum e serat, am de face, m-a furat, și mă pierd, și la Băcani, am în ultima dată. La Botanica, care am m-a prădat. La, de, aici mă rog. Când 10 ani în urmă, la 40 de zile, m-am dus la... să iau acolo vin la... într-o gospodărie unde să-mi dea vin. Am venit cu mopedul, procuram un mopedul pe care vin. 5 minute ies mopedul nu. Chem rău prin grupă, de tot porta vechi, găsesc. Eu nici cu gândul că n-a să-l găsesc. Dar ei găsesc, asta o mie de procese, să-i spun că nu găsesc. Așa am pățit și eu, de 5 ori ne-au furat bicicleta. Acum, iară, procedura de anchetă, de anchetă. Te cheamă 3-4 zile, am iron cotil, la etajul 4. Băi, frate, aici nu sunt poliție, nu sunt ofițeri. Sunt bandit, e șer acolo. Nu știu cum mai la cafea, la ganești. Bă, niște ia ca lună, nu, până în ziua de azi vorbim așa la Băicani. Și-a avut o, cum am arătat, vine, îmi dai așa, că-i tot. Păi că criminale greșe. Mă rog, bratan, am vrut ceva de cruză, dar las că nu-i spate, dar cui o știi? Dar unde ești? Dar și când ești? Așa și aici la Milon Cosin greșe. Cât pasă mopedul tău? Mă întreabă atunci, 10 ani mult. Păi mi-a zis, cât pasă de ăștia, tabget, torpedul, moped, bum, că ne-am. 400 de euro. Tu și văd smutră lui de închitător. Sorry, Deu. Și ganești, bă! Așa și era, ganești, eu ganesc. Eu sunt pătimit iară, eu mă adresez la, cum zice lumea, noi dăm impozitelor. Păi la, că eu nu lucrez, mă rog, viața. Pui nădejdea întrânsă. Dar el se adresează pe tine ca nu știu ce. Tot ce e, la deși e ajutor și sâni, dar la mâșmei zice, ce e ganiaș, băi? Așa să nu mai găsim o credeșeala, în o grade, dar la noi cum trăiesc? Dacă hoțul știi, nu poți nici să-i faci. Vine hoțul la mine o grade cu mașină. Eu era plecat la, încă nu știu cum eu era plecat la învățământ. Pune mașina la poartă, mama era acasă, eu eram la concubina sa. Vine cu mașina, unul ține poartă, trei scot, ușa la mama. Sunt scot, îl știi și de... Nu poți să-i faci nici. E chiar are acoperită. El în 30 de ani în urmă a prădat cu rostroi, nu-i crămat. L-a găsit, l-a depistat și m-a închis. Și banul puteți să o dărești. Cum e, prinde? Te prinde din sat, nu te închidă. La noi, ce mai mult, ce mai de hoț, lucrează cu crâșul. Și știu că deși el nu m-a furat, nu l-a prins bine, l-a prins el, un sunet. Ce costă? Eu martor a fost, nu la hoț, dar la crâșă. Lucrez la schele la un businessman, face reparații. Călzim prietele, ca zbam. Vine poliția. Jos! Este la Uzuz, la autotolul ăsta. I-am dat jos, înainte de apropie la poliție, sună la șeful lui. Așa l-aș dat telefonul polițist. S-a întors, s-a dus, nu-i mai trebuie cască de protecție, breu, nu trebuie nimic, echipul. Chiar dacă legea prevede, da? Da, prevede, dar crește în turești și test. Și aici e pe tema asta cu dat, pot spune, vreau, cred că eu când mă duc la piață, nu știu ce, se uit la mine cu toate. Vreau îmbrăcat, dă și eu, bănunt, se uit cu dispreț, măi, mi se uit cu dispreț, așa. Exemplu, dacă vorbești cu omul, discuți, eu la piață și el la gară, la Barhol, de-a mă negrează, de să vreau mă. Da, știi și oamenii m-a cunoscut acolo. Cu italieni. La test le spun și nu mă cred. Ambasadorul Franței, Pascal, era prieten meu. El din parte, din el, soldat, când a plecat, un vis special la mine, un vichel să cheam. A dat mâna, 200 de lei cadou cu sticlă de vin. El vedea rus.
cunoști așa, înalt, plăci cățel. Am auzit, l-am văzut la știri, dar nu-l cunosc personal. Fiecare sâmbă că vinea, îi plăcea și mie la piață, la muzeu, de pe tot. Vorbea rusă foarte bine. Și vinea, eu nu-l întrebam, dar el ca la un prieten deschidea. Dacă sâmbă că nu vinea, bămii, că el vinea și voi, acela, persuziu, cu microscop, ca la un prieten. Italian, din Elvieță, un nefie Ruben, el mă te cărnea, fotolul. Glumesc, nu putem vorbească. Receptația ne telefonă. Bine, voi, acasă. Glumesc. Tu n-ați mă crea, 5 minute îmi dau telefonul. Dar moldovanul se uită la tine așa cu dispreț. Și era, bă, că ta, bă, bine. Dar spun că americani au dat numai vin, la mine cu procurat niște poze. La Pascal, dacă așa tema asta. Mai vorbim. Când ești cu cortul, vin și eu, neapărat să mă anunț.